Absolvenții promoției 1976 de la Seminarul Teologic Ortodox Nifon Mitropolitul din București s-au revăzut astăzi după 42 de ani de la finalizarea studiilor. Printre cei prezenți a numărat și preasfințitul părinte Galaction, episcopul Alexandriei și Teleormanului, și el, absolvent al promoției 1976. La inițiativa preasfințitului părinte Galaction, absolvenții promoției 1976 de la Seminarul Teologic Ortodox Nifon Mitropolitul din București s-au întâlnit la Mănăstirea Pantocrator din județul Teleorman. Momentul aniversar a început cu mulțumirea adusă lui Dumnezeu în cadrul Sfintei Liturghii, săvârșită de ierarh în paraclisul mănăstirii. La final au fost săvârșite un tedeum și o slujbă de pomenire pentru profesorii și colegii trecuți la Domnul. Dăm slavă lui Dumnezeu că astăzi am săvârșit Sfânta Liturghie și pomenirea celor dintre colegii noștri de seminar care s-au mutat la cele veșnice cu prilejul unei întâlniri a absolvenților promoției 1976 a Seminarului Teologic de la București. De la o vreme se obișnuiește să se facă aceste revedere, aceste întâlniri mai des, pentru că și înaintăm în vârstă și unii dintre noi sunt chemați de Domnul la timpul știut de Dumnezeu la ceruri și atunci este un prilej potrivit pentru a ne întâlni, a rememora amintiri din vremea școlii și experiențe din viața pastoral-misionară de la parohii. Anul acesta am luat inițiativa să îi invităm pe colegii noștri de seminar, absolvenții anului 1976, în Teleorman. 19 absolvenți ai promoției 1976 de la Seminarul Teologic Ortodox Nifon Mitropolitul din București au răspuns prezent astăzi la revederea de 42 de ani de la finalizarea studiilor.